Păi invit să vă ridicați. Unu Timotei, capitolul 4. De la versetul 11, că urmează un cuvânt pe care nu suportă generația voastră, de a-l citesc spre 1 Timotei 4 cu 11. Poruncește și învață aceste lucruri. Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru credincioși în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție. Sfântul Pavel zicea, până voi veni, ia seama la citire, la îndemnare și la învățătura pe care o dai altora. Nu fii nepăsător de darul care este în tine, care ți-a fost dat prin prorocie cu punerea mâinilor de către ceata prezbiterilor. Puneți pe inimă aceste lucruri, îndeletnicește-le în totul cu ele, pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toți. Fii colora mintea asupra ta însuți și asupra învățăturii pe care o dai altora. Stăruie în aceste lucruri, căci dacă vei face așa, te vei mântui pe tine însuți și pe cei ce te ascultă. Și ca să vă aud vocile, cu sens și deodată, versetul 12 o să-l rostim cu toții. Fiți foarte atenți, da? Toți ce citi, nu? Ok. O să într-un loc unde zice, mai nu știu citi, uite pe buzele mele. Da? 3, 2 și... Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru credincioși, în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție. Amin. Vă invit să vă reașezați. Am eu niște simțuri, așa că trebuie să mi le testez în dimineața asta. Ar vrea să ridice mâna sus cei ce nu sunt botezați în apă. Hai, ridicați, ridicați. Sunt mai mulți, nu? Mai. Ok, mi s-a împlinit. Mai am un simț. Ăsta e mai penticostal. Să ridicați mâna sus cei ce sunteți nebotezați cu Duhul Sfânt și nu vorbiți în limbi. Hai, ridicați, vă rog. Mai, hai că mai sunt. Uite că mi s-au împlinit simțurile, mulțumesc. N-ați filmat, nu? Expre am venit mai aproape de voi ca să nu... Dar am primit prin Duhul Sfânt că sunt aici persoane prezente nebotezate în apă și că sunt persoane prezente care nu sunt botezate cu Duhul Sfânt și sunt și persoane care nici măcar nu cred că semnul inițial al botezului cu Duhul Sfânt este vorbirea în limbi și unii de aici o ironizează. Și la intrare m-am uitat și scrie Biserica Pentecostală. Deci nu ironie. E realitate. Trăim într-o epocă super culturalizată și voi ca lideri veți avea de luptat cu niște lei care n-au mai existat. Ce ai face dacă la prima întâlnire de tineret pe care o coordonezi sau ești în echipa de coordonare, intră în sală o fată care are în geantă supradopaj de medicamente și și-a planificat că dacă las slujba aceea, nu-i descoperită, se duce înspre casă, își găsește un loc ca un gang, un spațiu ascuns și ia pastilă după pastilă până când s-a dus. Se caz real, nu? S-a întâmplat la o întâlnire tinere din Cluj. Cine e vinovat că fata aia nu e descoperită care are gânduri suicidale? Asta e întrebarea mea. Normal, dați vina pe satana, da? Satana e vinovat că i-a dat gândul, clar. Satana e primul vinovat. Ea a intrat într-o clădire în care e prezent Hristos. E prezent Duhul Sfânt.
e prezent Dumnezeu Tatăl. Dacă a apucat să intre după intrarea principală, și dacă e în hol, să știi că dacă nu-ți descoperă ție Domnul, sau dacă nu îl lași, că dacă nu-ți descoperă, asta e decizia Duhului ce descoperă și cui, dar dacă nu i-ai creat cadrul Duhului Sfânt să-ți descopere, să știi că ești vinovat pentru asta. Niciodată nu o să fii în pușcărie pentru asta. Dai o vină morală. Pentru că cel mai probabil nu te-ai pregătit suficient să fii reprezentantul lui Dumnezeu pentru generația ta. Niște băieți de cartier au intrat ca niște cărăuși. Eu știu expresiile și terminologia drogurilor, pentru că i-au mărturisit și de la drogați care au fost eliberați. Și în incinta clădirii, nu-i caz acum, dar vă dau un caz ipotetic, sper să nu fie chiar profetic, la careva din biserici, în incinta clădirii există un colț unde există un CD pus pe un fir, cu ghilimele fir, de fier. CD-ul ăla e semnul că acolo se împart droguri. Intră în parcare, nimeni nu-și dă seama. CD-ul e ridicat deasupra gardului, e pus cu o scară și când nimeni nu știe, se îmbrățișează și în timp ce se îmbrățișează pruncii, își pun în buzunare unul la altul. În buzunarul cu tare îi pune drogul și în celălalt îi pune banii. Cine să știe asta? Veneam în Cluj-Napoca, există așa zisa vinere verde, în care călătorești cu autobuzul gratis, și mă întorceam de la liceul Pentecostal Prodeo, am mers câteva străzi mai încolo și așa mi-a venit mie să intru, e un pic periculos ce fac eu câteodată, să intru într-un gang neobișnuit, murdar, mirositor, interesant. Rețineți, în centrul Clujului era asta, adică într-un cartier, nu vă spun care mai bine, nu era în apropierea școlii, deci nu avea nimic cu școala, ca să clarificăm situația. Și după ce am ieșit din gangul ăla care era urât, negru, spuneți ce mai vreți voi ca adjective și calificative, înspre extremitatea la ieșire, m-am dus eu și fără să vreau, văd un CD. Pă, prietene, ce, eu căzut la unul CD din pe balcon? Nu, era așezat foarte bine, acolo era colțul în care se împart. Băiatul ăla care intră în incinta clădirii tale e o victimă, a crescut într-un canal. A ajuns, aparent întâmplător, în anturajul tău și tu, în mod normal, ești reprezentantul lui Dumnezeu. Nu crezi că ar trebui să spună Domnul ceva despre asta? Ce e în tine diferit de ce e în lumea asta? Ce va face ca în jurul tău să fie ca un magnet spiritual care îi atrage pe oameni? Și în loc să meargă la cineva care este cu o slujbă preoțească, de exemplu, nu știu ce preot e, ce religie ar avea, nu contează asta, e atras înspre tine, de ce? Că simte, de ce? Nu știu cum să vă explic, pruncii simt, deci adolescenții, copiii simt, ei simt, așa cum simt periculoșii de pe stradă și uneori sunt atrași înspre ei, așa simt periculoșii lui Dumnezeu, adică oamenii a chemat special cu daruri. Motiv pentru care unii dintre oamenii care au un dar în ei sunt feriți și ironizați pe internet. Iar alții, sau aceiași de către alții, sunt stimați și urmăriți în sens pozitiv să fie în preajma lor. În mod normal, Dumnezeu, pentru că te-a chemat să fii lider, a pus în tine un dar. Să-i darul lui Dumnezeu, nu-i al tău. O să încerc să prezint în această zi cum ar trebui să arate un lider de tineret pentecostal. Și vă rog să vă enervați că am zis pentecostal. Am făcut o conferință în 2019 și au zis, cine a formulat tema asta? Profilul liderului pentecostal de tinere. Ce pentecostal? Au zis câțiva de ăștia, baptisto, nu știu cum, catolico, nu știu cum.
Am zis, voi în ce biserică sunteți? De ce vii rușine că sunteți pentecostale? De ce vei rușine că sunteți pentecostale? Eu sunt pentecostal pur sânge. Dacă îmi tăiați venele, nu iese sânge. Eu normal, ci pentecostal. Deci n-aveți ce să-mi faceți. Eu chiar sunt pentecostal. Ridic mâna sus, cine e pentecostal aici? Uite că v-am făcut să ziceți. Da? Nu trebuie să fie rușine de cine sunteți. Sunteți într-o echipă de oameni de aproape 500 de mii de români care cred în Hristos, care contemporanizează Biblia, o actualizează și care smulg oameni din șansul spiritual al lumii. Prin voi Dumnezeu vrea să vindece Bucureștiul. Nu mai căutați speranță în alegeri. Speranța este în alegerea ta de a fi reprezentantul lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să vindece familia ta, generația ta, școala ta, facultatea ta, locul tău de muncă trebuie să fie impactat de maniera în care tu ești cu adevărat un lider al lui Dumnezeu. Pe vremea judecătorului era o sinusoidă spirituală și la un moment dat ei cădeau jos de tot și Dumnezeu le dădea după ceafă și zicea, băieți, ați trăit așa, ați gândit așa, nicio problemă, trimit un împărat, indiferent care e originea lui etnică, și vă ia pe sus, vă duce, vă face sclav și 40 de ani, 80 de ani stați și n-aveți ce să mai faceți. Și dacă vă vine minte la cap, strigați spre mine, zicea Dumnezeu, și când strigau spre Dumnezeu, dintre ei, nu de pe altă stradă, nu din alt popor, dintre ei Dumnezeu ridica un ispăvitor, un lider, un judecător, prin care Dumnezeu făcea o minune. Nu importa din altă țară, dintre ei ridica Dumnezeu unul. De ce? Pentru că poporul striga. Pentru că exista o nevoie, o angoasă, o dorință, o panică interioară, își doreau asta din toată inima lor. Și în primul rând își întorceau viața cu inima spre Dumnezeu. Schimbau radical viața. Asta e motivul pentru care tu trebuie să-ți faci curățenie pe telefon. Pentru că n-ai voie să fii lider și să vizionezi pornografie. Nu-i permis, retrage-te dacă vizionezi constant. Dacă derulezi masturbarea în viața ta privată, ia-ți adio de la lider de tineret. Și să știți că nu cred într-un lider de tineret care nu-i botezat în apă. Cu scuzele de rigoare și sper că duminicile următoare când îți botezuri aici în București să se umple rândurile. Vrei să fii lider? Dacă vrei să fii lider, trebuie să ai un profil spiritual. Sfântul Apostol Pavel zice așa, nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă. Păi tu mergi să-i spui unui adolescent, unui preadolescent, că el trebuie să creadă în Domnul Iisus Hristos, să creadă și să se boteze și tu ești botezat. Cum adică? Spre ce vorbim? Tu îi spui cuvea că el trebuie să-l aleagă pe Domnul Iisus Hristos și tu l-ai respins că n-ai vrut să te botezi pentru că iubești mai mult narghileaua decât pe Hristos. O să fiu foarte direct cu voi azi. Pentru că generația voastră nu mai ascultă predici generale. Pentru că trebuie să vă spun adevărul pe românește, pe limba voastră, în termenii voștri. Adevăratul lider din tineret penticostal, în primul rând, e o pildă. Va trebui să ne uităm fiecare dintre noi la viața noastră. Dacă cineva ți-a făcut rău, îl urăști? Îl urmărești? Când vezi că o călcat un pic și glezna maică și-o rupt-o și că îi se umflă piciorul, spiritual vorbind, te bucuri? Îi cauți nod în papură. Abia aștept să cadă. Dacă faci asta, tu nu ești pildă. A fi pildă se vede de la maniera în care parchezi mașina. Nu în parcarea bisericii, acolo ești cu minte. Acolo, la Kaufland, când îți... La Iulus, la mall. Că nu te vede nimeni. A fi pildă înseamnă să nu mergi cu plicul alb, să bagi sub dosar, să dai mită. Ca să se rezolve blocul ăla, să-l construiești mai repede un pic. Asta e pildă.
ca să primesc recepția la o casă pe care au construit-o părinții mei și dumnealor fiind mai în vârstă m-au rugat pe mine. Am mers la un primar de peste 10 ori. Știam ce trebuie să fac ca să mă duc. Adică nici să mă duc, să trimit pe unul odată. Știam tot. Nu-i din Cluj-Napoca, așa că nu aveți cum să aflați despre cine e vorba. Și am zis, nu, eu o să intru în biroul lui, corect, onest, și o să mă rog. Orice ar fi, eu nu voi greși forțând mâna acestei decizii. O trebuie să refac niște acte, le-am refăcut. O trebuie să mă duc din nou la același circuit. Cei care știu cum se recepționează o casă, realizează ce zic acum. Și m-am dus din nou. Corect. Știți de ce? Pentru că dacă nu făceam asta, eu nu seara asta trebuia să stau acasă. Deci azi n-aveam ce să vin să vă spun vouă, fiți onești și nu dați mită. Dacă eu dădeam. Când ești tentat să se rezolve, ai un examen greu și tu știi cum se rezolvă. Eram într-o zi în birou cu unul care zice, eu am 10 pe linie, ăsta avea numai 4 la școală. Am vrut să zic, las că știu cum ai tu 10. Dar n-am zis, nu a fost momentul. Era prea depresat să-i mai trădești asta. Onestitate înseamnă să fii corect, să nu chiulești de la ore. Mâna sus, licenii, hai, licenii. Mâna sus. Licenii, hei, ridicați mâinile. Ok, mulțumesc. Acum știți cu cine vorbesc. Cum să vii tu cu adeverința aia în fals? Cum ai spus profesor, eu citesc adeverințele. Și scrie R-A-B-S. Repauz la pat. Vai, cât să-ți la pat. Aproape că ar trebui să se închide școlile dacă ar fi adevărat ce scrie pe adeverințele lor. Deci nu știu cu ce mai face școală. Păi imaginați-vă că el, nu știu cum, nu dau de idei, da? Nu vă spun cum. Ok? Dar vine cu o adeverință care nu e reală. Pentru că am inteligența necesară, citesc numărul de carnet. Și atât e un număr, atât altul. Păi cum, tu ai două carnete de sănătate? Într-o istorie a unei școli, nu vă spun care, că e mai bine, avea 4 medici de familie. Ăsta era bolnav rău. Nici nu rezista un medic. Dar pe săptămână, deci nu... Nu fraudați nimic. Vouă vi se pare, zice, nu, nicio problemă asta, că mi somn luni. Oricum au fost simulările astea care ți-a avut clasa 12-a. Zice, cât un elev, am avut simulări, suntem extenuați. De parcă am muncit 8 ore din 10. O dat 3 ore, o scris 3 ore, o scris. Efort cu deget. Bineînțeles că și creierul funcționează în context. Numai să ai ce să scrii. Fii pildă. De ce? Ajungi să fii lider. Și la un moment dat vine unul preadolescent foarte sincer și spune o întrebare. Și întrebarea lui te macină pe tine pentru că îți amintești ce ai făcut tu, șmecheria. Apropo, care nu plătiți impozite la stat? Nu ridicați mâinile, n-am nevoie de ANAF, de DNA nici atâta. Mă înțelegeți ce zic? Onestitate. Corectitudine. În cele mai mici detalii să fii corect. În fața voastră stă un profesor care în clasa 10-a, când era elev, n-a avut nici o absență la liceul de informatică Tiberiu Popoviciu, din Cluj-Napoca. Nici o absență. Harul Domnului a fost când a fost bolnav, dar responsabilitatea mea, și atunci mă implicam cu adolescenți și tineri, responsabilitatea mea a fost să stau la ore, inclusiv când am citit Enima Otiliei și am luat un 3. N-a zis amin. Că nimeni nu și-l vrea. Păi cum, dacă n-am citit, nu mă duc că mi-e trebuie notă mare, prietene. Eu trebuie să intru la facultatea cu tare și concurs de dosare. Și îi spune elevului, uite, eu te urmăresc în timp. Și ce spune acum se va împlini dacă nu schimb viața?
cu toate notele tale mari, așa de tare o să crească media încât tu nu o să intri dacă te-ai bazat pe șmecherii doar ca să intri. Și nu-l blestem. Îi prezint realitatea. Fii onest. În cele mai mici detalii, plătește-ți dările. Fii un om obiectiv. Fii un om sincer. Tu nu poți să vorbești despre apă și să bei vin. Adică tu nu poți să prezinți în fața unor tineri realitatea faptului că trebuie să fie corecți când tu ai în spate background de șmecherii. Că ăștia te citesc. Ești cel mai bun cititor de oameni. Te citesc în contexte care tu nu realizezi. Ei sunt cu ochii pe tine, peste tot. Uitați-vă, când eram prieten cu, apropo, vă salut din partea celei mai frumoase femei din lume, o cheamă Alexandra, Domnul s-o binecuvinteze, e soția mea. Că am zgârcit cu oamenii, dar vă reveniți. Domnul s-o binecuvinteze. Așa, la fel și pe voi. Zice, v-ați revenit, e bun. Aveți glas, e în regulă. Când vorbeam cu Alexandra, mă urmăreau băieți și fete de vârsta mea, mai mari, mai mici. De ce? Eu joia, timpul săptămânii, aveam întâlnire de tineret împreună cu un alt frate care era coordonatorul lider, îl ajutam. Și mă urmăreau să vadă dacă eu mă duc în contexte periculoase. Doamne veri, sărut. Că apăream la Pro TV, vă spun sigur. Deci ăștia făceau ceva de a ajungea viral în momentul ăla. Nimeni niciodată nu m-a găsit că n-am fost într-un context periculos în relația mea de prietenie cu Alexandra. Fata asta a fost crescută bine de părinții ei, încât atunci când împreună cu alți tineri o chemam să mergem într-o seară de misiune pe sate, cum se spunea, un proiect foarte bun. Implicați-vă pe sate, crăpați lemne, nu faceți sală. A zis amin? O să zic câțiva amin care sunt ca mine, așa mai mici, mai lateral. Da? Și când mergeam, ea zicea așa, pentru că a fost crescută bine, uite, o să vorbesc cu cea mai apropiată prietena mea. Și dacă poate veni și ea, vin și eu, altfel nu vin. Pe mine nu m-ați văzut în parcul Chios. Că n-am fost să mă sărut. Nu înseamnă că n-am umblat să vorbesc cu ea. Dar nu mi-am permis atingeri care să mă răufameze calitatea mea de lider de tineret. Păi dacă tu te săruți, să știi că pruncii pe care îi înveți o să curvească. Asta-ți garantez eu. Ești pildă. Dacă pierde ceva generația asta, pierde pentru că oamenii spun asta nu-i păcat. Asta nu-i păcat. Asta nu-i păcat. Doar fanaticul Caleb zice că e păcat asta. Asta nu-i păcat. Și uite că trendul lumii pune agasant accentul pe viața ta încât te urmărește pas cu pas și îți distruge viața. Fac o clarificare. Nu-i greșit să faci mișcare. Ia-ți bicicleta acasă și pedalează pe ea până zeți pe urechi. Fă mișcare cum vrei. Ia-ți ce vrei tu, mișcări, să faci acasă. Dar nu te du într-un loc unde este fata care o să vină în viitor la grupa ta de studiu și care e îmbrăcată în colanți și mulat peste tot, că o să te trezești că ai vorbit degeaba. Nu te du într-un loc periculos, într-un loc care îți prezintă vulnerabilitatea vieții. Nu-ți prezenta anumite părți ale corpului. Ești fată și înveți fete mai tinere, dar ai grijă cum te îmbraci. Dacă tu ți-ai pus unghii de la franțuzești așa, în care eu mă tem să dau mâna cu tine, scuze, mă zgâri și nu, n-am, înțelegeți? Și n-am de gând. Păi cum o să fie fata pe care tu o înveți la grupa ta de școala duminicală sau de preadolescenți, dacă tu ți-ai pus unghii franțuzești, ți-e frică uneori. Eu nu mai pot înțelege faptul că unele tupeiste, că nu le poți zice altfel, își și țin degetele deschise larg pe microfoanele la care cântă să se vadă, domnule, ce culoare are. De ce le-au pus dacă nu se vede? Eu mă întreb ce-au avut în cap când au pus așa ceva pe degete. Dacă au avut ceva. Asta e altă problemă. Ești model. În funcție de modul în care gândești,
Fii foarte atentă ce faci, fii foarte atent ce faci, ascultați ce spune Biblia. Ia seama, fii culoarea mintea asupra ta însuți, privat, personal, în cele mai adânci unghiere, nu-ți permite păcatul. Nu intra în camera ta și trage jaluzelele și intră pe un site pornografic, egal că intri în mod incognito. Nu-ți permite, generația voastră este afectată de următoarea ideologie, ortodoxii și catolicii, în 2 săptămâni după ce s-au împrietenit băiat cu fată, în 2 săptămâni curvesc de tot, act intim inclusiv. La penticostalii și baptiștii religioși, nu pocăiți adevărați, se întâmplă tot în afară de actul intim. Nu-i permis așa ceva. Relații de prietenie, lider, să realizeze sex oral cu viitoarea soție. Este inadmisibil, dă-ți demisia urgent. Oprește-te, pune-te pe pauză, retrage-te. Nu-i normal. Mai repede sau mai târziu, viața ta privată va fi publicată. Și când va fi publicată, va fi prea târziu. Mă înfior când văd oameni la care Dumnezeu le-a tras semnale de alarmă în primii ani de viață spirituală, în primii ani. Și pe care Dumnezeu i-a păsuit cu privirea pe unii 20 de ani. Mă tem pentru că sunt și eu tânăr și viața noastră a tuturor ne stă în față. Tu poți să-mi dai nou la ce spune aici. Dar să știi că zilele următoare, ca mâine, ca peste câțiva ani, o să te întâlnești cu ce spune acum. Și ecuația e foarte simplă. Ești curat? Poți ridica capul sus oricând. Ești murdar? Devii un pipiric spiritual. Nu știi pe unde să intri, cu cine să vorbești, panicat, de ce se întâmplă asta, ce să faci. Îți pierzi telefonul, intri în spasme. Eu vă dau telefonul, care vrea? Care dintre voi are curaj să pună telefonul aici și să-mi zică parola? Nu vă face semne. Ați priceput ideea. Ați cerți istoricul, da, de-aia mi-l dați unii. Înțelegeți ce zic? Eu nu pot să concep cum se poate un lider de tineret se panichează că nevastă sa i-a pus mâna pe telefon. Deci nu pot pricepe, domnule. Eu și la carduri i-am dat parolele soției, uneori le uit, zic cât, ce cod este. Deci nu se poate să nu-mi știe parola. Am posibilitatea să pun complete, dar nu pun pentru că am unică și trebuie să intre pe telefonul meu și cineva. Eu n-am ce ascunde. Tu ai? Nu, e viața mea privată, de ce să știi tu? Cum adică tu ai o viață privată după ce te-ai măritat? Cam nu pricep, despre ce e vorba? Adică voi nu v-ați unit în credință, nu v-ați unit în... Se vor face un singur trup, tu ești divizată încă? Acum poate de-aia știți, dacă ați vedea-o pe soția, o să observați că ne completăm. Ea e foarte slab, eu sunt foarte slab. Eu mai spiritual, sunt mai slab. Fii onest cu tine însuți. Nu-ți permite nici un păcat, nici cât e vorba românească aia negru sub unghie, din neglijență, din neatenție. Ai o problemă pe haina ta spirituală, caută un pastor, un prezbiter. Nu te duce 5 ani, 10 ani cu povară pe care o ai de când ești foarte mic. Nu știu ce ai avut, un accident. În ultimii ani i-au mărturisit din 2016, din septembrie, de când prin harul Domnului a fost ordinat ca prezbiter. Știți care e cea mai adâncă problemă a generației voastre? Faptul că ați fost expuși la imoralitate involuntară pe internet, faptul că tata sau mama, necreștin fiind, au stat și s-au lipit cu ochii zghiți de monitorul ăla, de televizorul ăla în care s-a derulat ceva 18+, și tu ai intrat fără să vrei pe ușa aia, ți-a rămas inscripționat pe memorie, pe creier, asta te-a urmărit o viață întreagă, ai avut un joc când aveai 5 ani, 6 ani, un joc de-a tata și de-a mama undeva în fân, în șura bunicilor, s-a derulat un episod periculos, abuzul ăla te urmărește o viață întreagă.
Te miri de ce te uiți la pornografie, te miri de ce ai probleme cu masturbarea, te miri de ce ai idei că te înșală nevasta, te miri de ce ai tot felul de gânduri, niște scenarii, domnule, înfiorătoare, totul e fals. Dar satana folosește episodul ăla, ei, du-te la mărturisire. Nu te boteza până unde scarci tot. Spune tot, spune tot. Era la un moment dat în birou la consiliere o tânără. Am chemat-o în urmă cu vreo 2 ani înainte de momentul ăla. Pentru că noi avem un sistem pe care vi-l recomand când intrăm în noul sezon, sau cum să-l numesc, din octombrie, noul an școlar sau universitar, le dăm un cod QR, scanează și primesc un chestionar pe care fiecare îl completează privat cu datele lor personale. Sper să nu mă audă următorii studenți, le arunc o momeală, recunosc. Formulăm foarte diplomatic, încât le spunem că dorim să-i cunoaștem pentru a-i integra în departamentele Bisericii Betania. Dar există o precondiție ca să fii integrat, și anume să ai o viață curată. Și atunci, după ce îmi spune toată viața în sensul general, cine e tata, cine e mama, de unde vin, chestiuni generale, știți că fiecare se prezintă cât mai bine posibil, că așa e frumos, există un crălic care îl arunc la final. Și apoi durează o oră câteodată discuție. E doar aparent la final. Abia atunci începe discuția reală. Și îl întreb, respectiv o întreb, ai ceva pe suflet? Și sunt momente care Duhul Sfânt îmi zice, spune-i, ce s-a întâmplat în clasa 10-a, semestru 2? Un băiat trecut de 20 de ani, la care mi-a zis Duhul Sfânt să-i spun asta, era dintr-o altă parte a României decât Cluj sau București, s-a uitat lung la mine și mi-a mărturisit ulterior, după jumătate de oră de destăinuiri a problemelor private. Am crezut că sunteți psiholog. Am crezut că știți să citiți oamenii. Am crezut că aveți sisteme de manipulare prin care determinați oamenii să-și deschidă inima în fața noastră. N-am crezut că sunteți la Duhul Sfânt, mi-a zis el. Dar când mi-a zis clasa 10-a, semestru 2, despre asta nu știa nimeni. Nici tata, nici mama, nici alți colegi ai mei, decât o fată din școala mea cu care am avut niște situații problematice. Și atunci am zis, da, în sala asta e prezent Duhul Sfânt. Știți că dacă n-ar fi zis lucrul ăla din clasa 10-a, semestru 2, nu s-ar fi putut căsători? Și dacă s-ar fi căsătorit forțat, ar fi divorțat? Știți asta? Am deschis o paranteză cu un caz grav. Tot ce vă spun e pur educațional și am acordul de la persoanele care mi-au transmis informațiile acestea fără să dau nume, date exacte, nimic. Caz generalizat, dar real. Pentru că în sală e posibil să fie prezente cu situații asemănătoare și când îi prezinți că există pe planetă încă un individ, încă o individă care a trecut prin trauma asta, are mari șanse să-și deschide inima în fața lui Dumnezeu. 2 ani a amânat să vină să discute. 2 ani. Întâlnirea este într-un cadru privat, dar super securizat. Așa se face că întotdeauna când intră o persoană în sala de consiliere, între mine și persoana aceea sunt 2 mese. Unul zice, mă, tu îl pui ca pe Putin, pe Macron. Dar 2 mese de ele așa lungi. De ce? Sunt persoane emoționate, sunt persoane care ar fi timorate și sistemul ăsta rulează foarte bine. 2 ani de zile, fata asta n-a vrut să vină. Știți ce mi-a zis? N-am vrut să vin pentru că am auzit de la alte surori tinere și mai puțin tinere că dumneavoastră, Duhul Sfânt vă descoperă ce am avut eu în viață. Și mi-e frică să spun cuiva. A zis lucruri generale și la un moment dat Duhul Sfânt mi-a zis să o întreb. Când ai fost mică, mică, de aproximativ 5-7 ani, i-am dat o marjă ca să nu se panicheze prea tare, deși știam anul exact când s-a început asta.
ce s-a întâmplat. I-au sărit bobițe de lacrimi din ochi instant și a zis, frate Caleb, am fost abuzată. N-am putut să iert persoana aceea care m-a abuzat. Am considerat că viața nu-i dreaptă și că Dumnezeu nu a fost corect cu mine. De ce mie mi s-a întâmplat? Mi-e frică să mă căsătoresc. Inițial, înainte să spună ea asta, i-am spus prin Duhul Sfânt, problema care s-a întâmplat în viața ta, în această perioadă de timp, te afectează și ți-e teamă că nu te vei putea căsători bine. Pentru că i-am dat prea multe detalii ca să mai poată să-și păstreze angoasa, drama ei de fetiță, de când era mică. A început să-și deschidă inima și să destăinuie viața ei. Știți că a plecat din birou simțind că zboară spiritual după ce m-am rugat pentru ea cu punerea mâinilor. Și m-am gândit, oare câte persoane, oare câți băieți, câte fete travesează astfel de drame? Oare câte persoane ajung să fie efectiv izolate, nu din cauza lor, ci din cauza situațiilor prin care au trecut? Întrebarea mea este, cui se descopere Duhul Sfânt problema asta pe care o are cineva din echipa pe care tu slujești? Cât de curat trebuie să fiu eu, mă întreb în fiecare zi, pentru ca Dumnezeu să mă onoreze și să-mi transmit o astfel de informație care să nu mă poată afecta negativ și care să nu mă poată duce într-o direcție greșită și în același timp să fie o mână întinsă spre o persoană disperată. Fii pilda. Băieții și fetele pe care îi slujești te urmăresc de când intri în biserică. Te urmăresc cum intri, te urmăresc cum vorbești, te urmăresc ce jargoane utilizezi în privat, în viața ta ascunsă, pe care din când în când Dumnezeu îi dă flash și dă imagine, pune zoom reflectorul pe ea. Băieții văd ce gestic ai, care dintre gesturile tale sunt gesturi care vin din lume. Eu, crescând într-o familie de penticostali pur sânge, tata fiind prezbiter, mama cu dar de prorocie, eu nu știu gesturile astea. Eu nu le utilizez niciodată cu sensul ăsta. Dar dacă vreodată greșesc gesticulând, e cineva atent care mă semnalizează. E un băiat care a crescut în lume și zice, de ce face semnul ăla? Și eu nici măcar nu știu. Trebuie să caut pe Google să aflu. Că nu îl utilizez pentru azi. E foarte important să fii pilde. Dacă tu faci cu intenție să fii cool, dacă tu faci un gest ca să atragi privirile, am să spun ceva, impactul nu vine prin maniera în care tu reușești să aduni mulțimile păcătoase în jurul tău. Tu n-ai nevoie de oameni păcătoși în jurul tău. Ai nevoie de oameni care au fost păcătoși și care au fost schimbați prin sângele lui Iisus Hristos. Tu trebuie să atragi prin Duhul. Noi nu cântăm ca lumea să-i atragem pe oameni de pe stadion. Noi nu înjurăm ca ei, noi nu mergem la mesele lor să ne comportăm ca ei. Este un trend periculos, satanic. Dacă îi adun pe oameni cu lucruri murdare, o să vină în biserică și nu găsește lucruri murdare de felul ăla. Și apropo, se creează un gap, o distanțare între biserica locală și întâlnirea de tineret. Eu am întrebat pe toți liderii, mă, prieteni. De ce întâlnirea de tineret e diferită? E mai second hand? De ce oricine poate sluji oricând, oricum? Că e la tineret. De ce la tineret se transmit altfel de informații și se comportă într-un mod diferit liderii față de pastori? Care e diferența morală care ar trebui să fie între ei? Nu e așa că trebuie să fie la fel de spirituali? Pentru că prin harul lui Dumnezeu eu am fost botezat cu Duhul Sfânt la 9 ani. Eram singur acasă, în holul clădirii, camera unde lucream cu frații mei, suntem 6 frați, 3 băieți, 3 fete echilibrați, slavă Domnului, la fel și vouă vă doresc, nu neapărat număr de frați echilibru, vă doresc, da. Și era în holul clădirii, tata m-a învățat că de fiecare dată când mă trezesc, pentru că am primit lumină, pentru că pot să respir, pentru că pot să aud cu urechile mele că îndepline facultăți mentale, trebuie să mă pun în genunchi și asta nu-i fanatism. Și m-a învățat tata și pentru asta respect. Nu ce m-a învățat tata, ci m-a învățat tata de la Duhul Sfânt.
ce scrie în Biblie, niște rigori care sunt extrem de importante. Și fiecare dimineață, chiar dacă aveam doar 8-9 ani, mă plecam în genunchi, mă rugam, citeam un cuvânt din Biblie, eram într-o vacanță de iunie anului 1995. Unii nu erați pe vremea aia, cei mai mulți erați, da? Și într-o dimineață m-am pus în genunchi din nou și m-am rugat ca de obicei, mulțumindu-Lui Dumnezeu că am primit suflare, că am aer. Și în dimineața aceea am început să vorbesc în limbi. Nimeni nu era cu mine în cameră. Nimeni nu mi-a zis că trebuie să zic un cuvânt anume. Pentru că aveam doar 9 ani, deși mă rugam în ultima vreme, în fiecare rugăciune, să fiu botezat cu Duhul Sfânt la Biserica Albinei pe care o frecventam atunci, de pe strada Septima Albinei din Cluj-Napoca, exista un moment continuu în care se spunea: rugați-vă să fiți botezați cu Duhul Sfânt. Cereți botezul cu Duhul Sfânt. Semnul inițial al botezului cu Duhul Sfânt e vorbirea în limbi. Rugați-vă. Nu lipseam la nicio slujbă. Mi-amintesc că făceam 13 minute de acasă, de pe strada București, și dacă cineva vrea să facă rău, cum știu unde stau, cu ocazia asta s-a aflat prea multe despre mine, da, și până pe Albinii făceam 13 minute pe jos, când tata și mama nu puteau să meargă pentru că erau pe tură, tata lucra în ture, la serviciu, mergeam singur, dacă niciun alt frate de-al meu mai mare nu putea să meargă. Nu mi-amintesc să fi lipsit la vreo slujbă decât odată, într-o marți, când am avut rujiolă. Și atunci m-am simțit mustrat și l-am rugat pe tata, în credința mea de copil, să ducă o batistă la învonul bisericii și să facă ungere. Nu zic că trebuie neapărat pentru rujiolă să faci ungere, dar s-am crezut eu la 9 ani. Și Dumnezeu mi-a onorat credința mea. E foarte important să crezi în Dumnezeu. E foarte important să ai niște rigori speciale. Dacă tu vii la biserică, vorba pastorului, fratelui Ștefan Ivan, din Paști, în Crăciun, te aștepta să fie minuni. Biserica e locul unde se prezintă Dumnezeu, cum se spunea, unde sunt doi sau trei adunați. Aici e Dumnezeu sigur. Cum să-mi sentezi tu când Dumnezeu e prezent? Nu vorbesc de forțe majore, de locuri de muncă, de urgențe, dar când tu special mergi într-un alt loc, indiferent care e, și la biserica ta locală e slujbă, uite, eu în numele Domnului îmi doresc și îți doresc să te mustre conștiința. Ziceți amin. V-am ajutat. Asta nu-i blestem, asta e mare binecuvântare. De ce? Aici e prezent Hristos. M-a speriat, v-am zis, la 9 ani când am fost botezat cu Duhul Sfânt. Și sinceritatea mea, am zis: Duhule Sfinte, dacă ești Tu, te rog frumos să-mi vorbești. Eu închid Biblia. Și atât am știut la vârsta aceea, o deschid exact unde se deschide. Vorbește-mi prin versetul 1 dacă e Duhul Sfânt aici. S-a deschis la Isaia 42:1. Iată robul meu pe care l-am ales, am pus Duhul meu în el. El va vesti neamurilor judecată. Dacă se mai întreabă cineva de ce predic direct, de la 9 ani am primit informația asta. Că o să am un mesaj justițiar radical și nu doar la poporul român și la neamuri. Fapt care s-a întâmplat într-o mică măsură. Am pus Duhul meu în el. Știți că s-au trezit niște surori care să șușotească? Știți? Care au venit la mama și au zis: hai tu, soră, tu chiar crezi că i-a dat Duhul Sfânt Dumnezeu la Caleb ăsta de 9 ani? Cum vai o copilărie, ăsta se pierde. Nu-i prea mic. Eu nu eram acolo, pentru că noi aveam un respect deosebit. Când venea cineva major, ne-am fost învățați de părinți să nu stăm gură cască, știți? Și să înregistrăm informații care nu ni se cuvin, care ne depășesc vârsta. Noi trebuie să ne retragem în camera noastră. Dar acolo în cameră, pentru că sora asta vorbea mai tare și era chiar lângă locul unde era sora cu mama, eu m-o zi pe gaura cheii, ce-o zis. E foarte important să ascultăm ce trebuie. Mai bine ascultam asta, știți? Dar pentru că am ascultat, s-a așezat peste inima mea o stare de îndoială. Satanul a zis: nu, e Duhul Sfânt, ai inventat-o. După ce a plecat sora ca să nu mă vadă că mă duc în altă cameră, m-am dus singur. Mi-am închis Biblia. Și a zis: Duhule Sfinte, dacă Tu ești, uite, îți mai cer o dată să vorbești. Din nou închid Biblia. Scot orice semn din Biblie și te rog să vorbești dacă e Duhul Sfânt ce am primit. S-a deschis la Isaia 11:1-2, ca așa am zis de la început, 1 și 2 versetele. Apoi o draslă va ieși din tulpina lui Isai
și un vlăstar va da de rădăcinile lui. Vă spun sincer că atunci la Noa n-am înțeles ce e vlăstar, n-am înțeles ce e odrazlă. N-am priceput nimic. Dar am trecut la versetul 2, că Dumnezeu, când nu știi mult, îți spune exact ce ai nevoie. Duhul Domnului se va odihni peste el. Și am continuat versetul până la frică de Domnul. Că Duhul începe cu credință, dar se termine cu frică de Domnul. Dacă n-ai caracter, nu mai spune că ai Duhul Sfânt. Dacă minți în față, direct, nu mai spune. Oprește-te. Duhul, în primul rând, lucrează caracter în noi. Convinge lumea de păcatul ei personal și îl dă la o parte. S-ar prea putea să rămână un dar pe care l-ai primit de la Duhul Sfânt și lui Dumnezeu nu-i pare rău, nu regretă darurile pe care le dă și să ai o istorie a prezenței lui Dumnezeu, dar să nu fie în viața ta o prezență reală, activă. Liderul penticostal adevărat, care își înflăcărează darul care a fost pus în el, e pildă. E pildă. Am o întrebare pentru tine. Ai vrea ca toți tinerii și adolescenții pe care îi slujești să ajungă exact ca tine? Gândește bine la întrebarea asta. Din toate punctele de vedere? Ai vrea să treacă prin traumele tale? Ai vrea să treacă prin eșecurile tale? Ai vrea să treacă prin greșelile tale? Dar am o veste realistă și poate fi și tristă. Tinerii pe care îi slujești vor ajunge cel mult ca tine. Ajunge ca ucenicul să fie de cum? Ca învățătorul lui. Dacă vor fi excepții și unii dintre ei, pentru că vor lupta spiritual mult, în mod particular, vor depăși nivelul tău spiritual, să nu-i invidiezi, laudă-l pe Domnul. Pentru că Dumnezeu tău a fost capabil să-i determine și să-i crească mai mult decât pe tine. Nu cumva să-i invidiezi, nu cumva să-i ataci, că ești cel mai slab om din istoria lumii. Dar, în mod normal, tinerii pe care îi slujești nu te aștepta să fie mai rugativ decât tine, nu te aștepta să fie mai plin de pasiune pentru post decât tine, nu te aștepta să vină la biserică mai des decât tine. Eu mă înfior, văd uneori oameni care se pretind că sunt lideri de tineri și nu vin la biserică în timpul săptămânii, n-au nicio activitate, nu sunt la locul de muncă, nu-i urgență, nu-i ceva. Ei s-au obișnuit că nu vin la rugăciune, domnule. Mă duc la întâlniri de tineri și la conferințe unde văd tineri care în timpul rugăciunii stau cu ochelari deschiși. Mă, prieteni, reveniți-vă! La rugăciune ne rugăm! Eu nu cred în spiritualitatea ta. Poți să vii să fii doxă de informație. Poți să ai orice informație din lumea asta și să o prezinți milimetric, să fie perfectă. N-are impact dacă tu nu ești model pentru cei pe care vrei să-i slujești. Cum pretinzi unor oameni să se roage când tu în viața ta privată și puțin publică, în timp ce te rogi în clădirea bisericii, tu te uiți peste tot. N-ai nicio responsabilitate administrativă. Nu vorbesc de persoane care trebuie să rezolve anumite lucruri. Sunt niște urgențe. Nu, nu mă refer. Înțelegeți-mă bine ce spun. Stai între bănci și ești cu ochii larg deschiși. Ce vrei să vezi? N-ai văzut o dată că e alb pe aici? N-ai văzut? Ce mai vrei să vezi? Chiar mă întreb ce vrei să vezi? Roagă-te. Roagă-te personal. Tu trebuie să ai momente care să mergi acasă. Tu n-ai nevoie de psihologi. Nu sunt incult. Pe harul lui Dumnezeu am suficiente studii ca să nu mă contraziceți și să-mi spuneți că sunt un habotnic fără școală. Dar multe dintre problemele fraților și ale surorilor nu sunt de factură psihică, nici terapeutică, nici psihiatrică, sunt de natură spirituală. Demonii nu ies cu psihologi. Să fie clar asta. Demonii ies cu post și cu rugăciune. Roagă-te personal. Când ai o problemă, a venit o vălmășală peste activitatea ta de la tineret, s-a întâmplat ceva peste tine, dintr-o dată nu mai merge nimic, domnule, toți sunt împotriva ta, toți vor să facă rău, toți zic, tu ești singurul vinovat, du-te acasă, găsește-ți un loc, oprește-ți telefonul,
Închide orice sursă perturbatoare din jurul tău și vorbește cu Dumnezeu. Nu asculta soluții omenești. Nu încerca metode umane care au mers la alte biserici, că s-ar putea la tine factura tinerilor să fie de așa maniere încât să nu ruleze ce a mers la alții. La mod general, viziunea este unitară, dar particular există o specificitate a tinerilor cu care lucrezi tu. Cere lui Dumnezeu particular să-i atingă după maniera în care ei sunt cel mai ușor de atins și de impactat. Nu merge cu șabloane, nu merge. Se sublinea foarte bine și am apreciat, frate păstor. În ultima vreme se scoate rugăciunea de la întâlnirile tineret. Cântare, îndemn. La rugăciune există momente de reculegere. De parcă ne-au murit toți în jur. Trist că la unii au murit și Hristos din viața lor. Închinare înseamnă să strigi dacă simți. Să te manifesti, dacă ești ca Ana în templu, să-ți miști doar buzele. Nu mă interesează cum te manifesti. Eu nu-ți spun un șablon. Eu îți spun că trebuie să te rogi. Să te rogi. Să te rogi. Până când te rogi. Până când curge rugăciunea. Până când vine o avalanșă de rugăciune în care îi spui lui Dumnezeu exact tot ce ai în tine, tot ce e în sufletul tău. Fii pildă. Vrei să înflăcărezi darul din tine? Doi. Fii preot. Preotul avea o particularitate. Când un evreu venea cu un miel, cu un animal și îl punea pe altar, preotul punea mâinile peste miel și se făcea un transfer. Un transfer de stare. Asta e explicația pentru care omul păcătos pleca acasă liber. Deci păcatele lui erau mutate de peste conștiința lui și așezate peste miel. Dar între ei doi era un preot. Preotul avea rolul să fie curat în primul rând. Dacă intra în Sfânta Sfintelor necurat și avea păcat asupra lui, instant era omorât pe loc. Trebuia să-l treagă cu greu. Catapiteazma n-avea voie să fie ruptă. Pe sub. Perdea care desfințea locul sfânt de locul prea sfânt. Fii preot. Tu mergi într-o sală de clasă, tu mergi într-o grupă de studiu, tu mergi lângă niște băieți și niște fete. Ele vin mascate, ei vin mascați, ei nu-ți prezintă problemele lor. Tu ai rolul de preot. Să iei povara lui și să o duci în fața lui Dumnezeu. Să iei povara ei spirituală și să o duci în fața lui Dumnezeu. Să discuți cu Dumnezeu despre tinerii care sunt dați pe mână, împărțiți, cum zice Sfântul Apostol, căzuți la împărțeală. Nu e o împărțeală aleatorie, e providența lui Dumnezeu și Dumnezeu știe că te-a capacitat de așa maniere încât să fii compatibil cu poverile lor. Să știi că în viața lor există niște traume. Tatăl ei, mama ei sunt perfecți în biserică. Tu nu poți să-ți dai seama nimic. Dar există niște adânci, dungi create de timp din cauza unor situații familiale. Vă dau un scenariu posibil, sper că nu-i profetic. Între tata și mama, după ce s-au căsătorit la 5 ani, a intrat un clench. Este un scandal continuu. Copilul care are 4 ani deja de la primul scandal, n-a realizat, așa, a crezut că așa e lumea în care a venit el. Mai e scandalagie. Dar a crescut mare și și-a dat seama că are un moment tata când e gata să-i tragă un pumn la mama sa. Și asta se aude. Egal că l-ai trimis în camera lui, e pus desene, sper că nu-i pui de astea. Dacă ai prunci, sper că ai metode prin care îl captezi altfel decât cu display-uri. Că nu poți să pricep, domnule, zice că te-o mămică, ce inteligent e copilul meu, a intrat pe YouTube. Ce inteligent e. Știi ce-o văzut? Păi uite-te la istorică, de-aia l-ai. Și instalează-ți un program parental control în care dacă
accidental pruncul tău dă click pe ceva, să primești un e-mail. Atunci ești inteligent și inteligentă. Atunci e ok ce faci. Pune-ți adblocks, blochează căile prin care, dacă tu lași în fața tehnologiei, nu-i oferi gunoaie, că nu-ți place să-ți găsești pruncul în tomberon. Sau vrei? Vezi că Google-ul și internetul uneori e un tomberon mai mare decât cei la scările de 10 etaje. Nu-ți ascunde pruncul în tomberoane cu gunoaie. Nu asta e inteligența. Inteligența e tu să știi, să-l captezi. Da, e o concurență neloială, pentru că acolo există imagine, regizori, sisteme, da? Stau și gândesc continuu cum să capteze mintea pruncului și mai ales să infuzeze indirect ideologia de gen, că poate fi fată dacă e băiat, nu-i problemă. Dar tu fii atent la problema asta. Ei, în casa aia unde există scandal, pruncul crește cu scandal. Și îți dai seama că intră la grupa de tineret și foarte timorat. Și se retrage și se pune într-un colț și nu vorbește cu nimeni. De ce? Orice sunet pe care îl află el la întâlnire, discută. Băieții și fetele într-un moment de socializare au sunete mai mari, mai tare. Ei, în mintea lui, el percepe că este un scandal. Sistemul lui cognitiv este afectat de maniera în care se comportă ei. El nu a văzut niciodată în casa lui așa. Mama sa cu tată s-o se comportă ca șoarecele cu pisica. Continuu, Tom și Jerry, praf. Numai rău își fac. O intra pe ușă, o ieșit alălalt. Scandalul continuu. Pruncul tău la 7 ani, la 10 ani, se ascunde în dulap. Asta e o durere. Nu trebuie să fii psiholog să citești asta. Trebuie să fii preot. Ia poverile băieților și ale fetelor cu care tu lucrezi, pe care Dumnezeu ți-a dat pentru vremea asta, și du-le pe altar. Roagă-te pentru ei. Roagă-te. Vă spun ceva din activitatea de profesorat. Când am intrat la clasa pregătitoare să predau prima dată religie, am avut senzația că ăștia se acață pe păreți. Aveau 6 ani. Era și prima generație când a intrat pregătitoarea în școli. Deci am avut senzația că eu sunt un fel de robot, sper că inteligent, dar și nu știu ce să fac, domnule. Ăștia se agață pe păreți. Unul iese, se ridică, ăla nu știu ce, își ia apă, ăla trântește, nu știu ce. Și a zis, vai, eu mi-am ratat cariera dacă se întâmplă asta tot timp. N-aveam nici prunci, încă n-am, mulțumesc că vă rugați să avem. Nu ziceți amin. Când Biserica Betania era în dubii dacă vrem să avem sau nu copii și nu știau că nu putem avea, i-am rugat într-o seară de naștere a Mântuitorului să se roage că Dumnezeu, dacă vrea, primim și tripleți. Nici o soră nu a zis amin. O zis în mintea lor, nu știu ce ceri. Vă gândesc, o zicem așa, aveți tripleți? Am învățat că dacă nu mă rog pentru fiecare elev, în cazul ăsta ai voie să-ți deschizi ochii dacă ai un grup de WhatsApp cu grupa de studiu când te rogi și să zici, Doamne, mă rog pentru Alina V. Poate nu știi cum o cheamă, nu știi cum îl cheamă, a venit prima dată la tineret, tu îi reții niște detalii, 3 particularitățile fizionomiei, fă-ți altar acasă, pune-te în genunchi și zici, Doamne, mă rog pentru băiatul acela care arată așa. Mi-amintesc că a făcut gestul ăsta. Nu era greșit, dar gestul ăsta mi-l amintesc despre el. Nu știu cum îl cheamă, n-am apucat să-i strâng mâna. Fii preot. După ce am învățat că trebuie să mă rog pentru cei mai scandalagii prunci. Bine, când zic prunci, am avut și, am elevi și de clasa 12. Nu vă imaginați că vorbesc numai cu ăștia care sunt lichidați, da? Da? Câte unul vine cu șmecheriile lui, cu expresiile lui, s-au înțeles între ei, facem farsa asta profesorului, facem gestul ăsta, să vedem cum reacționează, râdem de el. Ei, dacă tu nu știi cum să reacționezi, te faci de minune. Și o să râde de tine și tu nu o să râzi de tine, tu o să plângi pentru tine și nu o să meargă nimic și stai 50 de minute și nu merge nimica. Și am auzit că sunt grupe de studiu unde pruncii la clasa 7 fac avioane și pac le aruncă prin sala de studiu. Le aruncă după lider, ăsta nu se prinde, nu-și dă seama, e pe altă planetă. Se întâmplă asta în România. De ce n-ai impact? Cât te-ai rugat pentru impact în dreptul acelei persoane?
El vine cu problemele lui mari, adânci, scandalul din familia lui. Nu-l poți tu rezolva în 5 secunde, că te uiți urât la el, că îi zici două vorbe. Să n-are impact. Tu trebuie să-l aduci în fața lui Dumnezeu. În timp ce te pui pe genunchi, tu-l aduci spiritual pe el acolo. Problema lui e dezbătută pe altarul cerului. Din altarul tău de rugăciune se mută pe altarul cerului, se rezolvă o problemă. E băiatul pentru care nu s-a rugat nimeni niciodată. Cine să se roage? Nu cumva tu? Din 7 zile are 2 ore de har la grupa ta de studiu. Îl ratezi? Poate e ultimul lui an în care poate să se mai întâlnească cu Hristos. Ca anul viitor dă o mașină peste el și s-a dus. Îl ratezi ultimul an? Ai responsabilitatea adâncă, ești preot în activitatea ta, tu ești reprezentantul lui Dumnezeu în grupa ta de studiu, cu tine vorbește Dumnezeu, că el n-are cu cine, că i-a vorbit de o grămadă de ori, are ochii închiși, are urechile blocate, nu mai simte nimic pe nări, nimic nu-l mai interesează, are în cap numai cocaină, droguri, marihuana, metafetamină, are doar pastile în cap. Că în școala lui, în toaletă, se împart pastile pe 5 lei. Ești reprezentantul lui Dumnezeu. Tu trebuie să fii magnetul lui Dumnezeu pentru el. Poate vine o singură dată. Și nu mai are niciodată șansă. Și dacă atunci tu nu ești urechea lui Dumnezeu, dacă nu-ți conectezi auzul pe senzorii sfinți la semnalul lui Dumnezeu să auzi ce zice Domnul, l-ai ratat. Oare plătești ziua judecății? Dacă o să afli că din cauza ta au plecat în iad, te va durea? Noi nu venim să facem mișcări de mase, noi la tineret nu ne întâlnim să facem social media sau doar socializare, să avem o ambianță deosebită, să ne simțim bine. La tineret coboară Dumnezeu, Dumnezeu îl aduce pe băiatul, aduce pe fata, îi creează niște funii ale dragostei, îi le aruncă spre el, vine momit, nu știu cine, poate că îi place ca băiat de o fată care știe că e la tineret, el nu vine pentru tine, nu-l interesează de ce zici tu, el vine pentru fata aia, da, tu ești acolo să fii magnetul lui Dumnezeu, să-l atras pe Hristos. O veni dezinteresat, are cercei peste tot, n-are nimic de a face cu închinarea, nu-i pasă, are jargoane, glumește la predicile tale și bate joc de tine. Te enervezi? Am momente care văd oameni care mă bajocoresc în timp ce predic. Eram într-o sală de 1000 de tineri și nu numai, și am văzut 2 lipiți de geamul din spate pe ultimul rând la balcon. În timp ce predicam, își băteau joc. Firea mea pământească, pentru că și eu am fire ca oricare dintre noastră, mi-a zis, zi două de să-l faci de minune. Arată-i obrazul să te nesimții, domnule. Firea mea vorbea în Dumnezeu. Duhul Sfânt mi-a zis, lasă-l, că din 45 de minute de predică, în ultimele 3 minute, mă ating de el. Te pace. Continuă să predici. Predică. Păi îți râde la nas, domnule. Ești arogant? Ce te enervează? Reacționezi? Ai ratat ținta. Ai rămas că te simți bine puțin timp și când îți dai seama că le merge mai departe în droguri, în alcool, în injectat pe vene, ce ai câștigat? Fă-te unor preș să câștige Hristos. Lasă-te calumniat pe internet să câștige Hristos. Nu răspunde la vorbele oamenilor calumniatoare. Au fost momente care mi-au zis că te unumă, tu n-auzi? Tu nu știi, tu nu observi? Tu nu realizezi ce se vorbește despre tine? Chiar nu știi? Fiți liniștiți că știu că prima dată eu primesc link-urile înainte de noastră. Eu sunt primul care le primesc. Și dacă cineva mă provoacă, că sunt oameni care tot mă întreabă, nu zici nimic? Și zic, Domnul să aibă milă. Domnul să se îndure de ei. Nu te lăsa afectat. Din 2022, din august, este o persoană care îmi taie din predici și persoana aceea a mărturisit că 14 ore ascultă predica. 14 ore ca să facă 45 de minute de caterincă.
Și întâmplător că am primit link-ul, eu nu găseam altfel, nu timp să cautăm, așa, am primit link-ul, întâmplător că, culmea, dau click pe la, nu știu, așa, întâmplare, videoclipul ăla și exact unde zice numele meu, ajung. Și de curiozitate am vrut să văd ce simt când aud filmată, deci predica era emisă și cu telefonul are filmat predica. Știți că am simțit Duhul Sfânt în timp ce era refilmată? Și ce am zis? În numele Domnului sau de bajocură? Din duc de ceartă? Sau din dragoste adevărat? Se predică Evanghelia. Scurt metrajul ăla, 5 secunde de mesaj în care îi spune clar ceva, ajunge la un om care n-ar fi ajuns niciodată. Dacă așa îngăduie Dumnezeu să ajungă mesajul la cineva la care n-ar fi ajuns niciodată, de ce să mă supăr? A, că eu meu e călcat în picioare? Păi nici măcar n-ar trebui să mai existe, important eu meu. Știți că foarte multe dintre victimele băieților și ale fetelor de la grupele de studiu ale voastre pot fi generate ca pierderi eterne din cauza că n-ai știut să vorbești cu el? Din aroganță ai mers și ai pleznit una. Și tu ai autoritate, tu ești sus, el e jos. Tu ai argumente. Cu tine ține pastorul. Și are dreptate, pentru că tu ai dreptate. Dar întreb eu, cine recuperează victima aia care merge în droguri? Cine se îngenunchează cu genunchiul lui, cu haina lui de înaltă calitate, de marcă, să pună genunchiul, să-și păteze genunchiul în balta de sânge a căzutului între tâlhari? Cine îl bagă în seamă? Dacă tu ești cu adevărat într-o relație bună cu Dumnezeu, când te-a lovit, te doare, ești om, n-ai cum să nu te doară. Te mergi acasă, te pui în genunchi și zici, Doamne, tu știi ce o zis ăsta, așa mă doare, Doamne. Te rog, mișcă armele, nu împotriva lui, ci împotriva diavolului, salvează-l pe el, cu orice preț, chiar dacă eu pierd din imagine. Dacă eu îi dau reply, dacă eu arăcinez, fă-i plângere penală, mi-a zis cineva. Dă report! Nu. Eu mă rog. Sunt dispus pentru persoana care m-a calumniat să mă duc să discut cu ea într-un mod onest, fără să-i imput greșelile și să-i spun, te iubește Hristos. Ai inimă de lider penticostal? Ai inimă de slujitor? Cât îl mai suporți, mă întreabă unii? Păi până o să ajung să legalez pe Hristos. Când o să-mi vedeți în palmele astea piroane. Când o să ajung la pușcărie pentru predicile mele, dacă o să ajung, deși nu-mi doresc. Încă nu l-am mai galat pe Hristos. Există un moment în care liderul se face vulnerabil, se vulnerabilizează pentru binele altora. Pierde tu din imagine dacă câștigă persoana. Rămâi tu cu reputația pătată, nu din perspectivă păcătoasă, ci din perspectiva unor oameni care gândesc așa, copiărește, pueril. Cu oamenii vorbesc 2-3 zile dacă e ceva neadevărat, așa apoi trece povestea. Dar tu ai câștigat omul, tu întotdeauna la omul ăla ai o ușă deschisă. Abordează-l onest, strânge-i mâna la băiatul ăla care te-o bajocorit în timp ce tu făceai ceva bun. Bată-l pe umăr și spui, să știi că tu ai valoare. Eram pe holurile școlii la un moment dat și un băiat care și-a bătut joc de mine, l-am auzit înainte să își dea seama el că l-aud, că după aia s-a oprit. I-a spus câteva cuvinte și la final l-am bătut pe umăr și a zis, mă băiatul, Duhul Sfânt mi-a zis să-ți spun că tu ești foarte valoros. L-am simțit cum să moaie. Efectiv și-o coborât genunchi așa. Din secunda aia altfel mă salută. Dacă zicea, ce ai zis despre mine? Tu nu știi că ești profesor, mă, nu ți-i rușine. Am momente în care la consiliile de disciplină profesorale îs catalogat uneori de unii că-s prea indulgent. Pentru că le spun celor care au probleme și merită să fie pedepsiți și nu mă împotrivesc la corecțiile care trebuie să fie administrate. Îmi amintesc de o fată care trăia într-o familie interesantă, n-am pus să vă dau alte detalii, că așa e mai bine în contextul ăsta. După ce toți au împușcat-o și merita să fie împușcată, când s-a făcut o liniște, după întrebarea mea, are cineva ceva de spus, m-am uitat în ochii ei și am spus,
Să nu uiți ceva. Indiferent care va fi concluzia acestui consiliu profesoral și indiferent ce pedeapsă ți se va administra, să nu uiți că toate ușile bisericilor din Cluj sunt deschise pentru tine. Și oricând ai nevoie să te ajutăm spiritual, contactează-mă. Fii linkul lui Dumnezeu spre inima unui om disperat. În clasa 8 face o prostie mare, dar merită să fie pedepsit. Nu-l pedepsi și tu, ești reprezentantul lui Dumnezeu. Din perspectivă corectivă trebuie să aplici o corecție, o disciplină, dar tu fii om. Lasă-ți inima să-ți bată cu sens. Pune suflet în lucrarea ta. Iubește pe oameni. Când nu iubești pe oamenii, simt. Există o transpirație a iubirii, o manieră în care expiră iubirea sau se aduce în ființă, se materializează. Iubește pe oameni. Iubește cum i-a iubit Hristos. Iubește-i continuu. Nu-i taxa mărunt pentru greșelile lor, chiar dacă trebuie să te supui unor rigori, să înveți o lecție. Fii preot. Și în ultimul rând, fii profet. Fii profetul lui Dumnezeu în grupa ta de studiu, în sala ta de clasă. Vă spuneam că băieții și fetele vin dintr-o lume super secularizată. Vin dintr-o lume în care pe topurile lor, hands free, ascultă muzică infectă. Vin dintr-o lume în care peste tot văd imagini murdare. Vin dintr-o lume în care dacă au intrat prin cluburi, au anturaje murdare, au rețele periculoase. Au două cartere dacă umblă cu droguri. Au o lume dublă, au o viață tumultoasă. Se trezesc uneori în timpul nopții, pe la 3-4 dimineața și se scâlți așa dintr-o dată și zic, bă, ce cu mine? Și satana îi duce până la punctul terminus în care le zice, aruncă-te în gol. Era un tânăr care era la etajul 10 pe un bloc și s-a apropiat de marginea blocului să se arunce în gol cu telefonul în mână. Și a zis, dacă nu îmi schi acum niciun slujitor al lui Dumnezeu, eu mă arunc. Știți că Secunda 2 a primit un mesaj în care Duhul Sfânt a trezit un om și a spus, scrie-i. Era să zic prenumele, dar noi le zic, te iubește Iisus. Și a dus mesajul. A făcut așa pași în spate și a zis, pe mine mă iubește Iisus. Pe mine un nimeni, pe mine care trebuia să mor în secunda 5, eram în gol, creierii mei erau pe asfalt. Mă înfior câți oameni se sinucid. Eram la o întâlnire tineret într-o tabără, nu vă dau alte detalii decât ce vă spun general. Și am creat posibilitatea ca toți tinerii și adolescenții care au probleme vizibile sau invizibile să vină să discutăm în perspectivă spirituală, în confidențială, tot privat, nimeni să nu știe. A intrat o adolescentă de 15 ani atunci. Duhul Sfânt mi-a zis ceva care nu mi se potrivește mie ca slujitor, dar am ascultat de vocea Duhului. Duhul Sfânt mi-a zis, spune-i să-ți deschidă cămașa până aici. Primul nasture, doar primul. Un pic m-a speriat. I-am zis, poți te rog să-ți deschizi doar atât. Cămașa. Fata aceasta cu emoții, că știa ce urmează. Și-a deschis. Aici pe vene avea urme de lame. Am zis, ridic un pic mâna să văd ceva. De la distanță. Și am zis, ce e acolo? Păi să vedeți că viața nu-mi place. Am luat un patru la mate, ca să vedeți din ce motive se supără pruncii. Păi să vedeți că tata, când eu eram mic, o plecat. Pentru mine Dumnezeu nu a fost corect. De mic n-am putut să am iubirea parentală din partea tatălui. Și am ajuns așa să mă simt a nimănui, mă simt jignită, mă simt atacată, mă simt că mi se întâmplă lucruri care nu sunt drepte pentru mine. Și într-o zi am luat niște lame și am vrut să o termin cu viață. Să s-a întâmplat ceva și n-am murit. Duhul Sfânt mi-a zis, spune-i să meargă acum repede în cabană, în camera ei.
și ca să nu se prindă nimeni din cei care sunt participați la tabără, să vină cu tot ghiozdanul. Asta la asta. Că acolo un ghiozdan are ceva, mi-a zis Duhul Sfânt. Speriată că știa ce are în ghiozdan, s-a dus în camera ei unde era cazată cu alte fete, a venit înfricată, deja îi se mișca barba, necontrolat de emoții. Și am zis să scoți tot ce ai acolo cu gând. Știi tu ce te-ai gândit să faci cu ele? Și a scos o forficuță și a scos alte lucruri ascuțite. Și în timp ce le ținea în mână, am întrebat-o, ce te-ai gândit să faci cu astea, că n-ai nevoie, nu croșetezi aici în tabără. S-a uitat plângând la mine și a zis, frate Caleb, mi-am propus ca în timpul nopții următoare să mă duc în spatele cabanei și să o teme cu viață. M-a speriat maxim. M-am așezat mai bine pe băncuța aia să simt că am spatele asigurat. Și a zis, vai, ce se putea întâmpla aici? O fată nebotezată. Nu asta era problema dacă a semnat sau nu părinții acordul parental să vină în tabără și și-au asumat că noi o să fim autoritate peste copila lor. Nu asta era problema. Problema era că pleca un suflet în iad. Câți oameni s-ar putea să se ducă direct în iad? Pentru că tu nu ești un profet. Pentru că tu n-ai acea conexiune cu Dumnezeu. Da, e adevărat, nu toți pot avea acest dar de cunoștință pe care mi-l dă Dumnezeu uneori să-l folosesc. E adevărat, dar tu, ce ține de tine, fă tot. Roagă-te mai mult, postește mai mult, caută această cauză a lucrării pe care tu administrezi să crească, să se dezvolte, să nu fie din cauza ta faptul că rămâne pipernicită, imatură. Implică-te. Roagă-te un pic mai mult. Cum spunea fratele păstor, declanșează în grupa ta de studiu campanii de post. Cu tinerii de la Betania 18+, postim în fiecare primă și a treia joi din lună, avem în fiecare joi întâlnire și prima și a treia se scriu pe grup. Într-o zi s-au scris 40 dintre toți. Știți că în seara aia a fost un har extraordinar și a fost eliberat un demon dintr-un om? Slăvit să fie Domnul! Știți de ce? Postul și rugăciunea fac minuni. A trecut perioada aia în care să fie doar închinarea importantă, doar worship. Nu, e foarte important închinarea, dar e foarte important și modul în care ajungi la oameni. Nu doar să impactezi cu închinarea ta, cu muzica ta, cu modul în care vorbești, cu retorica ta, cu omiletica ta. Toate sunt foarte bune. Faceți cât mai multe studii. Mergeți la ITP, studiați băieți, studiați multe ore pe zi. Extrem de important studiu, că n-are Duhul Sfânt ce să-ți amintească dacă n-ai citit nimic. Dar lasă-l pe Duhul să facă minuni. La nivel intelectual și logic poți activa câtă vreme ai citit despre ce ai citit. Când trebuie să intervină Dumnezeu deasupra naturalului, e nevoie de o interferență a Duhului tău cu Duhul lui Dumnezeu. E nevoie de o manifestare activă a unui dar supranatural. Că dacă ar intra aici un demon, nu iese afară prin povești. Demonii din oameni ies sub autoritatea Duhului Sfânt. Dacă intră un paralizat și vrea Dumnezeu să-l vindece, trebuie să fie o manifestare a darului tămăduirilor. Credeți că în generația voastră Dumnezeu vrea să împartă daruri? Ridicați o mână sus cine crede asta. Aleluia lui Dumnezeu! Credem că în generația noastră Dumnezeu vrea să ne impacteze cu o evanghelie autentică. Cine să evanghelizeze drogații care pe zi ce trece mai mulți își ucid mamele și tații? Știți cine? Hristos! Duhul lui Dumnezeu. Nu stați cu capul zghinț în breaking news cu informații șocante. Nu informațiile șocante schimbă oamenii. Nu doar istorioare care nu le-a străit. Vorbiți ce a străit. Aș vrea să ne ridicăm dacă se poate. Aș vrea să stați cu toții cu ochii închiși. Profit de faptul că Duhul Sfânt mi-a zis și mi-ați confirmat că sunteți aici nebotezați în apă. Vă rog să stați cu toții cu ochii închiși. Să stai în prezența Domnului și să spui, Doamne, îmi doresc să fac o lucrare, Doamne, dar dacă Tu nu mă trimiți, cum să se druleze lucrarea aceea prin mine? Mă adresez spre cei nebotezați în apă. Foarte bine că ați venit. Felicitări.
Dar și mai bine ar fi dacă de aici plecați cu Iisus. Să-i spui Domnului, Doamne, eu de aici nu plec fără Tine. În seara asta, dacă nu în timpul acestei conferințe, să te boteze Duhul Sfânt ca pe mine acasă. Să-ți faci curățenie în viață. Să zici, Doamne, nu vreau să intri Tu în telefonul meu, ca par la știri. Vreau, Doamne, să intru eu în telefonul meu. Vreau, Doamne, să fac curățenie în viața mea, Doamne. Vreau să scot afară orice lucru murdar din mintea mea, de la nivel emoțional. Doamne, vreau să scot afară din atitudinile mele, din practici care nu sunt compatibile cu voia Ta, Doamne. Vreau, Doamne, să mă folosești. Isaia e într-un moment în care are o criză. În anul morții împăratului Ozia nu mai are niciun chef să meargă la biserică. Și Isaia se retrage într-un colț cu ochii închiși, parcă-l văd. Și zice, nu sunt mai duc, gata, mă retrag din orice, nu mai implic nicio lucrare, gata. Am zis, vai de nouă ori de alții și acum e vai de mine, nu mai fac nimic. Și a strâns ultimele puteri, imaginați-vă că e într-o dramă și s-a mai dus odată la templu. Și când aștepta să vadă templu gol, că nu mai era împăratul Ozia, templul era plin de prezența lui Dumnezeu. Și predicat asomen valis, este prezent Duhul lui Dumnezeu în locul acesta. Aici nu-i doar o conferință, nu doar o întâlnire generală de tineri, de lideri. Aici e o întâlnire între noi și Dumnezeu. Simt pe Duhul lui Dumnezeu cum trece printre fiecare bucată de rânduri. E Duhul lui Dumnezeu care trece în dreptul ființei tale. N-ai ajuns la întâmplare aici. Ai ajuns aici pentru că te iubește Dumnezeu. Ai ajuns aici pentru că diavolul și-a pus în plan să te omoare, să te distrugă. Și dacă ai rețele murdare de droguri în care activezi, în această zi ia o târre nouă, să smulgi cartela din telefon, să scoți afară toate persoanele care te-au condus înspre un păcat anume și cum îi sfătuiesc pe toți care s-au lăsat de droguri, foștii dealer, cărăuși, săgeți, să le dai bloc și apoi să le ștergi numărul de telefon și dacă sunt prea mulți, cum mi-a spus un tânăr, sunt prea mulți și-a luat cartela și-a aruncat-o că avea două cartele, poate ai cartele duble, poate trăiești în imoralitate, poate ai amantă, poate ai amant, poate trăiești în lucruri murdare și ai o viață dublă, mergi în biroul tău și nimeni nu știe ce faci, ai senzația că nu știe nimeni, te cunoaște Dumnezeu, știe Duhul lui Dumnezeu viața ta, știe falimentul tău, știe căderea ta. Domnul Iisus Hristos ar fi putut să ne proiecteze la fiecare dintre noi păcatele pe display și pe tavan și pe ziduri, însă Domnul Iisus Hristos vrea în liniștea sufletului tău să te aducă eliberare. Simt că în această zi vor cădea lanțuri. Simt că puterea Domnului este prezentă în locul acesta pentru eliberare. Aici nu e o formă de evlavie, aici nu e o tradiție penticostală, aici e Duhul lui Dumnezeu. Vrea să te folosească Domnul, vrea Dumnezeu să facă lucrări în generația ta, vrea pe strada ta să facă Dumnezeu lucrări supranaturale. Vrea în familia ta să se întâmple lucrări. De multă vreme vrea Domnul să vindece. Te așteaptă în genunchi să te rogi pentru vindecarea mamei tale. Te așteaptă acolo la postul de veghe să stai și uneori să transpiri pentru lucrarea Domnului, să te expui pentru numele Domnului, să pierzi aparent pentru numele Domnului, dar să câștige Hristos, să câștige voia lui Dumnezeu. În timp ce stăm cu toții cu ochii închiși, vă rog frumos, dacă este cineva în locul acesta care n-are încă legământ cu Domnul Iisus Hristos și știu că este, nu mai întreb dacă ai minim 14 ani, că toți sau cel puțin 99% dintre voi aveți peste 14 ani, oricine ești, oricum te cheamă, dacă nu ești botezat încă în apă și vrei să te folosească Dumnezeu, nu asta e să fie motivația în primul rând, ci vrei Domnul să fie mântuitorul vieții tale, Domnul să fie salvatorul vieții tale. A zis Sfântul Apostol Pavel, dacă vei face așa, te vei mântui pe tine însuți și pe cei ce te ascultă. Mântuirea e prioritară, mântuirea e scopul numărul 1 a vieții. Noi nu lucrăm să fim importanți, să fim văzuți. Noi lucrăm să fim în lucrarea lui Dumnezeu și să avem ca final al alergării noastre mântuirea sufletului. Nu-ți rata veșnicia, omule bun, nu-ți rata eternitatea. Poți să pierzi funcții, bani și imagine, dar să nu pierzi cerul, să nu pierzi prezența lui Dumnezeu. În timp ce stăm cu ochii închiși, vă rog frumos, dacă dintre cei nebotezați în apă este cineva care în această dimineață îi spune Domnului, Doamne, te primesc ca Domn și Mântuitor, să ridici o mână dreaptă înaintea lui Dumnezeu, în fața Domnului, nebotezați în apă, cu ei vorbesc. Te spune Domnului, Doamne, te aleg. Domnul să vă atingă acolo. Dacă mai este cineva, Domnul e prezent aici să te elibereze. Domnul e prezent aici să rupă lanțuri. Mâna ta dreaptă ridicată e dovada faptului că vrei Hristos. Domnul să te atingă și pe tine. Abia aștept să aud că te-ai botezat. Domnul să lucreze și în casa ta. Aleluia. Domnul e prezent aici. Mai sunt și alții, nu vă rușinați. Să vă fie rușine de păcatele care le-ați comis până în această zi și din această zi să primiți eliberare în numele Domnului.
Cei nebotezați în apă care vreți să-L primiți pe Domnul Iisus Hristos în contextul acesta, chiar dacă nu e moment de evangelizare, e un moment în care cerul trece printre bănci, Duhul Domnului eliberează, Duhul Domnului rupe lacăte, poate zici, am vrut frate și vreau să scap, dar am o dependență de care nu pot să scap, nu te poate scăpa nici psihologul, nici terapeutul, nici centrele de detoxificare, te poate scăpa Iisus, Iisus este Domnul, Iisus este Domnul, aleluia, autoritatea supremă. Ultima dată mai întreb pentru cei nebotezați în apă. Dacă este cineva care vrea să-și predea viața Domnului pe lângă ceilalți care au ridicat deja o mână, ridică mâna ta dreaptă și zic, Doamne, ai milă și de mine, ai milă și de mine. Domnul să te atingă, Domnul să te atingă, aleluia. Aș vrea să stați cu ochii închiși, lideri tineri, băieți și fete, frați și surori, care aveți o relație personală cu Domnul Iisus. Dacă în momentele acestea v-ați dat seama de ce v-a spus Duhul Domnului, de ce ne-a spus tuturor, că sunt breșe, că sunt domenii în care lucrurile nu merg în sufletul dumneavoastră și în viața dumneavoastră cum vrea Domnul. Dacă în această dimineață suntem cu toții sinceri, găsim carențe, găsim slăbiciuni, găsim domenii neacoperite, găsim zone în care Satan poate să facă o spărtură mai mare și să intre în viața ta. Este dimineața în care Domnul reprimește oameni. Dacă vrei să te rededici, chiar dacă ești lider de mulți ani în prezența lui Dumnezeu și vrei să spui Domnului, Doamne, pentru domeniul ăla și zi domeniul în mintea ta, pentru domeniul ăla cer o protecție deosebită, cer o atingere nouă, Doamne, cer o revigorare. Dacă te rededici, ridică mâna stângă înaintea Domnului, înaintea lui Dumnezeu, liderii care sunt deja implicați în lucrare, care vor mai mult impact în lucrarea pe care o derulează, Domnul să te atingă, Domnul să te atingă, Domnul să te atingă și pe tine, Domnul să te atingă și pe tine, Domnul să vă atingă, sunt mai multe mâini care se ridică, simt cum Duhul Domnului trece ca o pătură eliberatoare, în viața ta unde sunt anumite probleme, să atingă Domnul, să-i spui lui Dumnezeu în următoarea rugăciune, să-i spui Domnului, Doamne, învață-mă cum să reacționez, am băiatul, am fata aia la școală, la școala duminicală, la grupa de adolescenți, la tineri, am problemele alea dincolo, Doamne, văd niște situații care nu se rezolvă, mă rog specific pentru el, să vezi cum îl va liniști Domnul, să vezi cum lucrează Domnul, să vezi cum peste 5 ani se îmbracă în haine albe, se botează într-o biserică matură, stă în prezența lui Dumnezeu și Domnul cercetează casa lui și toată familia lui va fi scrisă pe numele Domnului. De ce? Pentru că te-ai rugat pentru el, pentru că ai fost mijlocitor, pentru că ai fost un preot între tine și tânărul pe care Dumnezeu ți l-a dat pe mână, între tine și tânăra pe care Dumnezeu ți-a încredințat-o pe vremea asta. Nu fi indolent, nu fi nepăsător, nu fi nepăsător, spunea Sfântul Apostol Pavel, de darul care este pus în tine, înflăcărează-l, roagă-te, cere lui Dumnezeu un dar supranatural, să-ți vorbească Dumnezeu, să fii profetul din locația aceea cu care vorbește Dumnezeu direct, la care Dumnezeu îi descopere problema acelei persoane, să mergi să-l bați pe umăr, să-i spui la ureche, la final vreau să vorbesc cu tine, vreau să spun ceva ce mi-a spus Domnul, să fii vocea lui Dumnezeu. Mă rog ca Duhul Domnului să cerceteze fiecare suflet din locul acesta. Mă rog ca peste comunitatea regională București să împartă Domnul darul supranatural în generația tânără și nu numai, Duhul lui Dumnezeu să dea darul supranaturale peste tine, peste sufletul tău, să fie o lucrare autentică, o revărsare a Duhului, să se vorbească în alte limbi, să fie dar de tămăduire, darul minunilor, darul tămăcirii limbilor. Domnul să atingă într-un mod supranatural, să vină peste tine dar de prorocie, să strige, așa vorbește Domnul, să vorbească Dumnezeu ție, pentru tine și pentru alții, pentru generația aceasta care merge spre hău. Știți când scapă un drogat de dependența de droguri? Numai atunci când Duhul Domnului îl botează, atunci când vorbește în limbi, pentru că starea aceea de bucurie a botezului cu Duhul Sfânt depășește euforia dopaminei din sânge de la droguri. Duhul Domnului se atingă, să atingă Duhul Domnului drogați și cei mai atinși de păcat, Domnul să-i elibereze. Intrăm în rugăciunea aceasta, te rog să te rogi cu toată inima ta, roagă-te cum te-ai rugat niciodată, strigă după mila lui Dumnezeu, strigă după puterea Domnului. Simt cum Domnul trece printre rânduri, simt cum puterea Duhului Sfânt vrea să aducă eliberare, simt că se vor lua juruințe noi, simt că noi promisiuni se fac înaintea Domnului de apropiere, de sfințenie, de curăție. Erit kemena vraga rajas. Simt cum puterea Domnului eliberează. Ne rugăm cu toți, Doamne, suntem înaintea ta, suntem înaintea prezenței ta.